Din curiozitate sau pentru că au mai multă încredere în produsele preparate tradițional, românii au ajuns să se înghesuie la târgurile de profil. Pentru că fructe ori legume găsesc la micii producători din piețe, mulți merg la târg pentru a gusta bunătăți specifice diverselor zone geografice. Așa că cine cumpără o brânză de Piatra Craiului a avut ocazia să vadă cum e și un șuberec de la Constanța, ori cârnați de Maramureș. Bine s-a vândut și țuica de Pitești, vinul de Dealul Mare, ori mustul de Botoșani. Dar dacă am cât s-a târg? Nu contează, cât e acolo? De jumătate? Unii știu că produsele tradiționale sunt mai gustoase și revin la târg, alții vin doar din curiozitate. Am venit să iau câte ceva mai, să spunem, mai gustos, cu un iz mai natural, cu mai puțin conservanți. Să vedem dacă așa este, pentru că majoritatea mezelurilor sunt făcute mai ales din arome. În afară de brânză, ce ați mai luat? Mușchi file, ceaiuri. De ce de aici, nu de la supermarket? Pentru că sunt românești. Credem că sunt mai naturale. Nu rezistați tentației de a cumpăra mai multe produse? Nu prea rezistăm, pentru că se pare că arată bine. Deși la târg se vând și fructe și legume, produsele din carne și brânzeturile preparate după rețete tradiționale au mare căutare, iar micii producători sunt pregătiți să le ofere bucureștenilor ce au mai bun. O ceafă de porc fiartă și afumată, un mușculeț de porc, o pastramă de vită și... Nu în ultimul rând, un pui de casă, natural. Vrem să-i învățăm și pe bucureșteni ca să mănânce natural 100%. Recomandăm bucureștenilor pastrama de oaie și de berbecuț. Care este diferența între pastrama de oaie și de berbecuț pentru cei care nu știu? E un pic mai fragedă cea de berbecuț. Cea de oaie e un pic mai tare, dar mai gustoasă. Cei care s-au aflat la agronomie au avut ocazia să guste și o specialitate turgotătărească, șuberecul. Știu bucureștenii ce e la șuberec? O parte știu care a fost pe litoral, care au vizitat zonele litoralului, că părțile alea se mai face. Ei știu, care nu a fost, nu știe, le mai explicăm noi. Aici l-am cunoscut prima dată. Și cum este? Foarte bun, extraordinar, excepțional. L-ați recomandat și celorlalți? Cu multă încredere recomand acest produs și cu brânză și cu carne. Pe lângă atâtea bunătăți, la târgul de produse tradiționale și-au găsit locul și mustul și vinul de la Dealul Mare, dar și țuica de Pitești.